Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O schimbare care ar urma să se întâmple în privința notelor luate în calcul pentru admiterea la liceu. Deci, aparent, sau, mă rog, în principiu, media din clasele 5-8 ar putea să nu mai conteze la admiterea la liceu după ce legea Educației Naționale va fi modificată. Și ar domnului! Auzind acest anunț, Luca a întrebat, când se modifică legea? Weekendul ăsta! Stai că, deci, cât mai repede vreau scenariul să... ăsta, stai că avem o discuție aici. De ce se modifică? Imediat, stați așa, lăsați, eu să dau știrea. Scenariul a fost lansat de ministrul Educației, domnul Sorin Câmpeanu, care a declarat la Digi24 că notele și-au pierdut foarte mult din relevanță. De asta. Păi și acu e vina, nu vă supărați. Deci, că notele nu mai sunt bune și atunci nu le mai luăm în calcul. Atunci desfințați-le de tot. De ce mai dați note dacă nu mai au relevanță? Deci dacă ministrul educației spune nu mai au relevanță, pa. Corect, să se pună note abia după clasa 8. Care? După liceu, termin liceu și îți trimit acasă. Îmi plic niște note. Nu. Dacă te mai interesează. Calificative, eventual. Tocmai. Ce? Din cauza acestei presiuni a mediei din gimnaziu, da, care are o pondere mică, e adevărat, nu mai e ponderea, că era înainte, era mult mai mare. Cât are? 20%? Cât e? Să zicem 20%. Așa. Nu știu cât are exact. Vom afla imediat, stai. Are o pondere. Da, așa. Contează. Pentru a diferenția copiii în momentul examenului de evaluare națională care duce la liceu. Da. Așa. Din cauza asta, profesorii de la materii mai considerate de cei mai mulți elevi, mai puțin importante, precum educație tehnologică, desen, muzică, ăia săracii trebuie să le dea 10 pe linie, că altfel vin părinții și fac manifestația la școală. Nu înțeleg. E așa o lege nescrisă. Și cum adică? Adică toți profesorii practic nu mai iau în calcul nimic din ceea ce fac ei și dau 10 pe linie, uite așa? Știi ce se întâmplă? E și o presiune a școlilor care vor să-și mențină rangul. Da. Știi? Că dacă tu te duci la o școală cu faimă bună și acolo copilul ia 6 la desen că nu e talentat și îi scade media, automat scade și media de promovabilitate a școlii la liceu. Neseriozității sistemului nostru de educație. Acest sistem a fost impus, sau mă rog, s-a adoptat acest sistem prin care se ia în calcul și o anumită pondere a notelor din școala, din gimnaziu, tocmai ca să dezvolți elevul, nu? Da, adică să învețe la mai multe lucruri, nu doar la două materii la care dă examen. Sau ca la în trei... multe alte situații la noi, lucrurile astea duc la mai rău. Păi noi ne descurcăm. Știi că poate ar trebui modificat ceva în ceea ce îi privește pe profesori și sistemul de notare. Eu nu cred că toți profesorii sunt acum sau toți s-au transformat în niște impostori și niște panglicari care trec note cu 10 acolo. Nu știu, convins că e foarte frustrant pentru profesori în primul rând. Că sunt în situația asta. Ce împiedică să noteze așa cum ar trebui și să... Vine direcțiunea școlii, mă gândesc. Nu zic acum în cunoștință de cauză. Și zice, bă, tati, tu dacă mai dai multe medii de astea, nu ne mai vin copii, că, pe urmă, școala noastră nu o să mai aibă 90% grad de promovabilitate la liceu, ci bun, mai mic. Sunați-ne pentru opinie. Asta este subiectul pe care vrem să-l discutăm cu voi în dimineața asta. 0372069599, numărul nostru de telefon și mesaj audio pe WhatsApp, mai scurt așa, dacă se poate, 30 de secunde, 0728 3132. Deci, e bine sau e rău să fie scoasă media din clasele 5-8 din admiterea la liceu? Și la ce credeți că o să ducă această decizie? Adică, și care ar fi cel mai bun sistem? Să se ia în calcul și media asta sau examen pur și simplu ca pe vremuri, când eram noi tine? Acum o să sune toți de creței și o să spună examen, pe vremea mea, nu știu ce. Un pic, pe vremea noastră te referi la examen la un singur liceu. Fără să, da, și fără, da, să mai fie luate în calcul medii. De examenul, okay, la liceu respectiv și după aceea te repartiza unde mai rămâneau locuri. Nu te repartiza nimeni, dădeai în toamnă. Dacă picai la liceu în sau așa, prima sesiune, mai dădeai în toamnă, da. Mai dădeai în toamnă la un alt liceu. Din punctul ăsta de vedere, e mai bun sistemul actual, în care dacă tu dai la Sava și iei 9.50, nu rămâi pe bară și te duci la un industrial în toamnă, ci ești repartizat la un alt liceu. Ministrul Câmpeanu, citez, în lipsa unei evaluări standardizate, notele, adică, de ce nu faceți chiar așa? De ce nu faceți evaluări standardizate? Testele, cum grilă. Sunt alea? Teste grilă ca în America. Alea, bifăm, ai patru variante de răspuns, A, B, C, D, bifăm, se calculează punctajul SAT test. Nu? Ce fericit ar fi Fimiu să fie grilă, să nu mai scrie. Bun. Deci, în lipsa unei evaluări standardizate, notele și-au pierdut foarte mult din relevanță. Dacă și-au pierdut foarte mult din relevanță, spune ministrul,
să le mai și premiem, luându-le în calcul la examene din momente importante pentru copii, nu cred că este corect. Bravo. Deci, ca atare, domnul ministru anunță desființarea, promite desființarea medii din clasele 5-8 ca factor care contează la admiterea la liceu. Și întrebarea pentru voi, e bine sau e rău, la ce credeți că o să duc această decizie și care credeți că e cel mai bun sistem? 0372-069599 sau mesaje pe WhatsApp 0728-3D1-3D2. Fiorica, vrei să zici ceva? Fiorica strigă din camera cealaltă, are o opinie. Toți părinții au foc pe tema asta, spun eu. Mai avem un pic și ne încăieră mamica la aici în studio. Hai să încep, uite, cu un, deloc. Un mesaj relevant. Okay. Scris. Mă, poate de, auzi, cum să... Poate că atunci când dai examen, nu ai o zi proastă. Eu la foarte multe examene am avut zile proaste. Păi mine m-ar fi ajutat să am, să se ia în calcul și media de la, din anii de școală. Păi da, da, dacă toate mediile concurenților tăi sunt acolo, nu te mai ajută cu mare lucru. Uite ce ne spune Ionica din Brașov. Super veste referitor la notele pentru admitere, deoarece sunt o grămadă de copii care termină clasele 5-8 cu 10 pe linie, iar la liceu, la primele teze, sunt praf. Cunosc cazuri în Brașov unde copilul a terminat cu 10 pe linie, iar în clasa a 9 a rămas corigent la matematică. Mă rog, asta am pățit și eu. E o perioadă mai dificilă. E treaba că intri la liceu și te descătușezi așa. În adolescență. Eusebiu, bună dimineața! Bună dimineața, Eusebiu! Neața. Bună dimineața! Salut! V-am sunat că sunt părinte de copil care va da evaluarea. Okay. Și o veste bună este că Luca are dreptate din două puncte de vedere. 20% e ponderea pentru medie. Uh-huh. Și al doilea lucru, prima parte a testelor de la evaluare sunt grilă. Adică, dacă face copilul două treimi din, din test, care sunt doar grilă, are asigurată nota 7. Acum, vis-a-vis de propunerea asta de schimbare, care nu face decât să amețească și mai rău părinții și copiii, eu consider că ar fi trebuit să fie de la început, exact cum spunea Vlad, o măsură care să ajute copilul care a fost bun într-adevăr în gimnazială. Corect. Și să fie ponderea de 20%, însă, ideal ar fi fost ca ambele idei, să culeg ambele idei de la, și de la Vlad și de la Luca, adică să rămână doar matematică și română de evaluare 20%. Celelalte obiecte, dacă a luat 5, că atât a putut copilul, nu nimic. Are să nu-l afecteze cu nimic. Eusebiu, n-ai făcut nimic. Măsura a fost introdusă tocmai ca să ajute sau, mă rog, să îndemne elevii să mai, se mai concentreze, mai învețe și la alte materii, nu doar la alea de evaluare. Acum, eu vreau să remarc ce spune domnul Câmpeanu, domnul ministru Câmpeanu, își spune foarte corect. În lipsa unei evaluări standardizate, notele și-au pierdut din relevanță. Aici pentru că totul e subiectiv. Și atunci, schimbarea corectă ar trebui să fie, să fie teste sau să se treacă la testări standardizate, teze standardizate, de astea teste grilă, cum la ar toate veni, materiile. La toate exact. Materiile. Și atunci exact. Avem o imagine corectă. Pe de ce nu are capacitatea sistemul românesc de învățământ preuniversitar, în care lucrează peste 200.000 de oameni și care are bugetul pe care îl are, mă rog, asta e, să treacă la testări standardizate? De ce lipsește capacitatea? Pe de altă parte, sunt copii talentați și cărora le plac, de exemplu, istoria și geografia. Uh-huh. De ce ar trebui să fie foarte bun la română și matematică dacă ei își doresc ca pe viitor să facă, nu știu, geografie și să meargă în direcția aia. Și da, și asta e o discuție. Da. Bun, bine, mulțumim tare mult, Eusebiu. Simona e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Voi ridica foarte multă lume în capul meu, dar asta este. Din păcate, eu niciodată nu am fost de acord cu luarea mediei din cei 4 ani. Pentru că eu am 3 copii. Unul dintre ei, eu îi spun experimentul Ana, a fost un copil de 10 până la finalul clasei a 10-a. După care, cu pandemia, din păcate, mi-a scăzut. Asta este. Dar eu știu colegi de-a ei care au terminat clasele 5-8 cu 10. În schimb, au fost profesori care au zis așa: a, Diana a luat 7 la test. A, dar să nu-i strică media, îi dăm totuși 10. Ceea ce nu este corect. Iar eu consider că sunt profesori care un 7 la un profesor, cum este domnul Chira, este cât 10 la un alt profesor. Mm-hmm. Și atunci este o foarte mare diferență. Este foarte mare diferența între mediul rural și mediul urban. Deci nu zic că este doar vina profesorului, dar uneori în clasă ești nevoit să dai notele și pe cum sunt copii. Adică dacă
Deci numai cum trebuie să te pliești pe copii. Deci eu nu sunt. Din punctul meu de vedere, sunt copii care sunt buni la desen, n-au decât să se ducă spre desen, sunt care sunt buni la matematică, să meargă pe profilul de matematică, dar nu sunt pentru a lua în calcul această notă. Mai ales cu atât mai mult cât din toamnă vom trece pe module, se scot tezele, adică va fi o brambureală totală, nu. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Acum, eu cred că scopul școlii, al gimnaziului, nu este să pregătească copiii specializați pe o singură materie, ci trebuie să ofere copiilor, elevilor, o bază comună de cunoștințe care să-i pregătească pentru, adică, cum să-i spun, să nu să-i facă specialiști în șiruri și limite sau în gramatică de nu știu ce tip. Ci de-aia îl duci la școală, ca așa să nu facă decât două materii la școală și le desfințăm pe toate celelalte, dacă considerăm că nu mai sunt relevante pentru că sistemul de notare nu e relevant. Problema este cu sistemul de notare. El este relativ. Ok, atunci hai să reparăm asta, ca să obținem ceea ce dorim. Niște membri ai societății care înțeleg ceva mai mult decât un singur subiect. Nu? Hai să mai luăm telefon. Hai să mai luăm, te admirăm. Avem un speech foarte bun. Cătălin, bună dimineața. O avem pe Elena, nu-i nimic. Altcineva. Nici ce Elena faci, mă, le strică? Stai așa, că s-a stricat jucăria. Catinca, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Da. Eu sunt oarecum de acord cu ceea ce spunea Vlad mai devreme, în sensul că mi se pare că până la clasa 8-a elevii ar trebui să afle informații din diverse domenii. Doar că, de exemplu, la unele materii, cum ar fi cele vocaționale, la desen, la, nu știu, arte plastice, la sport, unii pot fi notați după evaluarea asta standardizată cu note mai mari, că așa au fost înzestrați de la natură, alții vor primi punctaje mai mici. Nu mi se pare că asta trebuie să conteze pentru admiterea la liceu, pentru că nu ținea de niște efort pe care puteau să-l depună în plus. Asta e o chestiune care se împarte, că nu toți elevii sunt buni la absolut toate, iar cei care sunt buni la absolut toate și pot fi verificați în mod corect, standardizat, prin comparație cu ceilalți, merită și recompensați. Adică, ok, bun, unul nu e bun la desen, celălalt nu e bun, nu știu, la geografie, altul e mai bun la biologie, dar scade nu știu unde. Și atunci... Corect, numai că asta nu mi se pare că ar trebui să-l tragă în jos, să zic așa, pentru admiterea la liceu. Pentru că la liceu, dacă el vrea să meargă pe profil real, ar trebui să dea o admitere la matematică, de exemplu. Unde acolo chiar se va face diferența, că el pentru aia va lupta mai mult, asta vrea să facă în liceu. Dacă va vrea să meargă la un profil de socio-umane, va face, nu știu, geografie și chimie sau ce se face pentru, ca, pentru asta este el potrivit și se pregătește mai mult în gimnaziu, dar asta nu înseamnă că notele din gimnaziu, la desen, la fizică, la ce mai e istorie pe lângă, unde el n-a fost de excelent, trebuie să-l tragă în jos și să nu-i dea posibilitatea sau chiar să-l pună în pericol să nu intre la, la profilul pe care și-l dorește la liceu. Da, aici intrăm într-o discuție mult mai largă, apropo de ce spunea dânsa, real uman. Dacă tu vrei să te faci jurnalist sau istoric, de ce trebuie să fii de 10 la matematică? Pentru că altfel ai șanse foarte mici să intri la un liceu bun. Invers, vrei să te faci medic, dar nu-ți place să scrii esee. Toată stima pentru cei care aleg chimia, în schimb. Marius, bună dimineața, mai avem doar câteva secunde. Salut. Salut! Marius. Bună dimineața! Salut, salut! Te rog. Mă auziți? Da, te auzi, mai avem câteva secunde, zi! Da, nu ne lipsește consecvența în primul și în primul rând. Trebuie să avem o direcție, dacă luăm o direcție, să o abordăm și să mergem în continuare pe ea. Adică schimbăm regulile jocului de atât de des și de atât de multe ori încât zăpăcim pe toată lumea, profesori, copii. Nu e rău să schimbi ceva când vezi că nu merge cum trebuie. Întrebarea e dacă schimbarea pe care o faci este cea corectă. Să desfințezi ceva ce poate fi reparat doar pentru că te gândești că e greu să repari, asta nu este o adine corectă. Bun, mulțumesc, o să vă ținem la curent cu acest subiect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.